să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc. Sunt Daniela Gașa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei. Doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, agenda zilei, ne aflăm în comuna Peștișani, mai exact la primăria comunei Peștișani. Realizăm un interviu cu domnul primar Cosmin Pigui. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, telespectatorilor TV-Sud! Vă mulțumim că ați acceptat să vorbiți astăzi cu noi. Spune asta pentru că am văzut că aveți un program foarte, foarte încărcat, foarte multe ședințe, multe lucrări în comuna. Spuneți-ne la ce lucrați în perioada aceasta în satele componente din comuna Peștișani. În acest moment lucrăm în satul Boroșteni la modernizarea unei școli care este spre finalizare, așa. Tot în acel sat, o bază sportivă cu teren sintetic și nocturnă, un loc de joacă pentru copii, locuri de joacă și în alte sate în care nu sunt locuri de joacă la ora actuală, în satul Bureni, la Frâncești, la Brădiceni. Acum trebuie să mergem la o întâlnire la fața locului pentru a face recepția finală a căminului cultural din satul Brădiceni. Lucrăm la un drum pe Hobiță, dar acolo avem ceva probleme cu constructorul și l-am invitat tot astăzi, după ce terminăm recepția la Brădiceni, la Cămin, să discutăm problemele legate de drumul care duce către casa, mai ales cu domnul Constantin Brâncuș. Am înțeles. Ce probleme sunt la drumul respectiv de la Hobiță? Constructorul a licitat o sumă destul de mică și între timp prețul la unele materiale s-au și dublat. A apărut ordonanța 114 în decembrie și din acel moment s-a cam blocat treaba. Astăzi vom stabili cu constructorul ce este de făcut. Da. Adică noi nu putem tolera să se întindă la nesfârșit această lucrare, care a început destul de bine, dar acum ritmul este scăzut și nu este vina noastră, este vina constructorului. Locuitori nu doar din comuna Peștișani au fost prezenți weekendul trecut la evenimentele organizate sâmbătă și duminică. Am văzut că vă ocupați foarte mult de activitatea culturală la nivelul comunei. Da, ne ocupăm de vechile sărbători, întreținem obiceiurile, tradițiile de sâmbăta luminată în Peștișani. Să nu toți fii satul din toate colțurile țării și ale lumii pentru a-și comemora străbunii. Și am avut un spectacol la care au participat circa 2000 de persoane. Iar în ziua următoare, satul Frâncești, asociațiile din satul Frâncești s-au implicat de 8 ani de zile pentru un festival al portului, cântecului și dansului popular. De când am venit primar, m-am implicat și primăria pentru ca acest festival să aibă un nivel mai ridicat. Ceea ce a fost apreciat de cetățeni, de asociațiile implicate. Este mare lucru să ai la nivelul unei comune asociații care se implică în viața socială, culturală, adică pe lângă acest astfel de manifestări, sprijin pentru nevoiași, cadouri pentru copii, ori ne ia și nouă din cârcă anumite probleme și atunci astfel de oameni trebuie sprijiniți. Am înțeles. În perioada următoare, suntem în organizare deja a festivalului România Autentică la Hobița, festival care e deja de talie națională, participă artiști renumiți la Hobița, în colaborare cu Doina Goș, Consiliul Județean. Am reușit să creăm un brand și brandul a prins atât de bine încât în urmă cu 2 ani s-a asociat cu noi și municipiul Iași, anul trecut și municipiul Brașov, și astfel că se ține cele 3 localități. Peștișaniu reprezintă țara românească, Iașiu Moldova și Brașov Ardealul. Așa că în această perioadă în care încă se celebrează cei 100 de ani de la Marea Unire, am făcut și noi o uniune a IA autentice, pentru că vorbim de român, IA autentică. O sărbătoare la care toți participanții trebuie să poarte IA tradițională, IA caracteristică zonei,
geografice și etnofolclorice. Și pregătiți pentru ediția în acest an, domnule primar? Anul acesta vrem să facem puțin altfel în timpul zilei. Pe mine mă interesează mult să promovez turismul. Se organizează duminica pe 23 iunie și întrucât foarte mulți turiști din județele din jur vin datorită promovării, dar vin pe timpul zilei, își organizează trasee în așa fel încât să cumpere o ie, o ulcică, ceva sculptat de la acest festival la care participă circa 30 de meșteri populari. Ei își fac traseu să meargă și la Tismana și la Podoare, la Podul Dumnezeu și pe Cheile Săvodului, dar până acum ziua nu prea era mișcare sau activitate foarte mare pe scenă. Și atunci am stabilit să invităm 5 tarafuri autentice din Gorj care vor face vor întreține atmosfera pe parcursul zilei și 5 ansambluri de dans partenere cu noi cu care facem schimburi la sărbătorile lor din mai multe județe, din Caraș Severin, din Mehedinți, din Vâlcea, din Dolj. Iar înainte de a începe spectacolul cel mare, vor încheia cu un spectacol al Nuții și Vasile Tapotă pe timpul zilei. Seara după ora 8, Doina Gojului și invitații lor. Nu am definitivat încă lista invitațiilor, dar cel târziu săptămâna viitoare, împreună cu domnul director Gheorghe Porumbel, vom știe exact participanții. La acest eveniment de la Hobița, primăria este susținută puternic de Ministerul Culturii și Identității Naționale și, la fel ca și anul trecut, mi-au asigurat finanțarea festivalului, astfel că nu vom cheltui din bugetul local sau poate foarte puțin. Ați dezvoltat foarte mult activitatea culturală, dar am văzut că promovați și turismul la nivelul comunei Peștișeni. Activitatea culturală o promovăm pentru a promova, de fapt, imaginea localității și în momentul în care promovezi obiceiuri, faci festivalul răciturilor, promovezi și partea culinară, în momentul ăla atragi turiști. Mă interesează ca la Peștișeni să se dezvolte o stațiune turistică, pentru că în scurt timp vom fi și declarați stațiune turistică, am făcut toate demersurile la Ministerul Turismului. În momentul ăsta avizul se primă pe la alte ministere care trebuie să-și dea și ele la rândul lor un aviz, dar și cu sprijinul domnului Radu Teodorescu la Ministerul Justiției, gorjeanul nostru, sperăm ca într-o lună, maxim două, să fim stațiune turistică. Și atunci, normal, că trebuie să ne promovăm și să punem în valoare obiectivele culturale. La Ministerul Culturii, unde avem o deschidere foarte mare, prin domnul secretar de stat Alexandru Pună, dar și prin domnul ministru, care a fost în urmă cu circa o lună la Gorji, la invitația noastră, avem depuse 3 proiecte de finanțare, Căminul Cultural din Peștișani, Parcul de la Casa Constantin Brâncuș și Peștera Cioare. Pe mine mă interesează foarte mult Peștera Cioare, întrucât s-au găsit cel mai vechi oseminte omenești din Europa. Și acolo, în momentul în care reușesc să realizez un muzeu al evoluției vieții în zonă, în momentul ăla apare o nouă atracție mare, importantă pe raza județului Gorj. Și atunci toată această zonă se dezvoltă. Ieri am avut discuții cu domnul primar la Runcu, colegul meu Adi Câmpeanu, și intenționăm să realizăm Peștișaniu cu Runcu în cadrul Galului și cu Uricaniu o platformă cum numai Sibiu și Bucureștiul mai are de promovare a acestei zone cu tot ceea ce înseamnă viață economică, socială, culturală și în special ne interesează partea turistică. Și o să vedeți că este ceva de muncă, dar va ieși ceva frumos. V-am spus, numai Sibiu și București au în acest moment așa ceva. Da, mai ales când veți demara cele 3 proiecte foarte importante, foarte pe lângă mari. Aceste proiecte, eu acum aștept să termine școala, vom începe lucrările la Școala Generală din Peșani, lucrare de 28 de miliarde lei vechi, vom începe lucrările la Liceul din Peșani, lucrare de peste 160 de miliarde, vom demara lucrările la dispensarul, care este cel mai mare dispensar din România, centru de permanență medicală, cu dotări, cu tot ceea ce implică ceva de nivel
foarte înalt. Chiar am fost cu domnul Cârciumaru, la secretarul de stat la Ministerul Dezvoltării, și a observat cum am zbătut. I-am cerut și dumnealui sprijinul, pentru că avem foarte multe dotări. Adică l-am dotat, va fi o policlinică, de fapt, un dispensar. Da, că spuneați că este cel mai mare din țară. Da, și modern. În centrul comunei. În centrul comunei. Demulăm o clădire veche și acolo mai în spate, unde avem un teren mai generos, vine această construcție, care se află în acest moment în licitație. Pe lângă asta am reușit, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică, să înființăm și două cabinete medicale la liceu, adică unul de stomatologie și unul de medicină de familie. Cabinetele sunt gata, în maxim 10 zile eu vreau să facem o inaugurare oficială. Cei de la DSP au zis că sunt cele mai frumoase din județ, avem deja medici, lucrează asistenți medicali, deci stomatologic, din punct de vedere al stomatologiei și a medicinii de familie, toți copiii care învață în comuna Peștișani vor avea până la 18 ani o supraveghere continuă, atât a sănătății cât și a partea stomatologică. Este binevenit un cabinet stomatologic pentru copii, până la 18 ani? Este, pentru familie în general, este un sprijin mare, pentru că nu mai trebuie să te duci la Târgu Jiu sau să mergi în alte părți, ci efectiv la școală copilul este supravegheat în permanență. Pe lângă controlele care se fac, dar se face către un medic care sunt acolo acești medici pentru a asigura orice intervenție în cazuri de necesitate. Avem arondat și Tizmana și Teleștiu și cred că vine și Arcanii la aceste cabinete, pentru că ei nu au. Noi am făcut o investiție din banii comunității, atât amenajarea cabinetelor, cât și dotarea lor, și o să vedeți că este o dotare de top. Iar de aici încolo, partea de salarizare o suportă Ministerul Sănătății din Direcția de Sănătate Publică Gorj. S-au făcut foarte multe pensiuni în zonă, sunt foarte multe obiective turistice pe care le pot vizita turiștii, cei care tranzitează comuna dumneavoastră. Comuna Peștișani este o comună deosebit de frumoasă. Extraordinar de bine amplasată între dealuri și munte, cu râuri, cu lacuri. Așa că de la lacuri de acumulare, cele două lacuri de la Vâja și Clocotici pe Valea Bistriței, până la lacuri în satele Buroșteni, Brădiceni, Peșteșani, avem lacuri de pescuit. Unele o să scoatem la concesiune, altele o să le modernizăm cu bani europeni, pentru că în această vară se deschide o axă de finanțare pe POP, Programul Operațional Piscicultură, și deja ne-am pregătit cu documentația să știm că atunci când se deschide, noi am și depus și obținem finanțarea. Mâine aștept și proiectanții pentru gaze naturale, să mai avem o discuție, să vedem în ce stadiu ne aflăm. Să introduceți rețea de gaze naturale. Da, mai avem două proiecte mari pe drumuri. Unul, aș vrea să vorbim de 15 km de drumuri, care înseamnă în toate satele investiții pe străzile și ulițele comunei, care eu sper să ne mișcăm din punct de vedere birocratic. Până în toamnă, să începem în toamnă, dacă nu cel târziu în primăvară. Aici, la treaba asta cu drumurile, trebuie să o manageriem foarte atent, pentru că suntem singura comună care vom obține fonduri europene prin POIM pentru canalizare, și la canalizare vorbim de realizarea rețelei de canalizare în toată comuna și modernizarea rețelei de apă. O colaborare foarte bună pe care am avut-o cu APA Regio, am reușit, noi având documentația făcută, să fim prinși în proiectul aprobat pentru APA Regio la finanțare, așa că pe lângă orașele din județ, care sunt, fac parte din APA Regio, mai intră și comuna Peștișani. Deci suntem singura comună. Am văzut că stați bine în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Cât de greu este să îndeplini spontanul? Nu știu, aveți specialiști necesari în primărie? Avem și noi, oamenii primării, dar este greu să lucrez fără consultați, mai ales că avem 6 proiecte pe fonduri europene. Ni s-a aprobat, din zi în zi aștept, dar văd că a trecut o lună și nu m-am mai chemat să semnez contractul de finanțare pentru grădință cu program prelungit, un proiect foarte modern. Pentru bătrâni am depus
realizarea de unui centru de zi pentru bătrâni. Mi-a fost admisă finanțarea, dar m-au amânat cu semnarea. Dar cum se întâmplă în țara asta, totul e cam cu sus în jos, am depus pe POCU, Programul Operațional Capital Uman, solicitare de finanțare pentru a asigura cheltuielile centrului de zi, adică salariile angajaților, mâncarea bătrânilor, medicamentație, tot ce înseamnă funcționare. Ei, aceasta mi-a fost aprobat și trebuie să-l semnez. Deci nu m-am mai amânat la semnare, tot așa e o chestie de zile până când trebuie să merg la Craiova să semnez contractul de finanțare. Norocul că chiar este cu susul ei au cerut o construcție provizorie, un spațiu provizoriu până se realizează, deci la POCU. Da. Mi-au cerut un spațiu provizoriu până se realizează investiția respectivă, dar sunt puțin dezamăgit pentru că aș fi vrut să merg amândouă una lângă alta și la ce condiții avem în proiectul ăla de extindere a unei clădiri și modernizare, parcă îmi pare rău să-i bag bătrânii într-o școală dezafectată, provizoriu, până când termin de realiza construcția. Deci grădință cu program prelungit, acest centru de zi pentru bătrâni, aveți foarte multe proiecte. Avem POCU, clădirea primării, care la fel a fost admisă, dar am fost amânați pentru septembrie la semnare. Nici nu mă grăbesc că avem atât de multă treabă încât modernizarea sediului primării înseamnă să ne luăm tot ca la Balăcu și să ne mutăm în alte spații. Dar care spații? Că toate spațiile sunt în modernizare. Nu putem să ne mutăm nici în școli, că și școlile sunt așa. O să vedem până la urmă dacă trebuie să închiriem un spațiu pentru a ne muta și a putea să funcționăm. Am realizat un spațiu sediu și pentru poliția locală, am înființat poliția locală în Peștișani. Vrem să punem accent pe partea de salubritate, să facem niște campanii de informare a cetățenilor și după aceea o verificare și chiar luarea de măsuri cu cei care nu au grijă de mediul înconjurător și aruncă gunoaie pe păraie, pe poieni prin păduri. Am discutat cu cei de la Polaris ieri, am avut o ședință. Vrem să demarăm destul de în trombă colectarea selectivă a gunoiului. Am înțeles că suntem singurii care începem să facem treaba asta, dar nu putem să fim o localitate demnă de brâncuș dacă suntem o localitate mizerabilă. Nu putem să fim un spațiu, un ambient pentru turiști, dacă atunci când merge să viziteze, găsește saci aruncați, gunoaie, dormeze, televizoare, în ciuda faptului că am făcut campanii pentru adunarea aparatelor electronice, am informat cetățenii. Nu înțeleg, adică primăria face demersuri și după aceea găsește televizorul aruncat în marginea râului. Noi nu suntem niște sclavi și niște sluși de care oricine poate să-și bată joc, adică merg astăzi, aduc gunoaiele cu angajații primăriei și după aceea, doua zi, găsesc chiar saci aruncați acolo. Și atunci vom amplasa și camere de supraveghere în anumite zone care sunt mai frecventate de cetățenii care nu duc grijă curățenii și vom lua măsuri. Deci, avem firmă de salubrizare care își face treaba. Pe noi la primărie ne pot contacta oricând privitor la materialele care provin din demolări, orice, ca să îi îndrumăm, să fim un sprijin pentru oameni. Dacă în această perioadă polițiștii locali îi vor îndruma pe oameni, îi vor duce materiale informative și abia după aceea vom lua măsurile. Da, dar vreau să avem o comună frumoasă, dacă vom ajunge stațiune, comuna Peștișani să fie o comună frumoasă. Cum a fost curățenia de primăvară? S-au implicat și cetățenii sau nu prea? Cetățenii și-au făcut pe acasă, dar după cum ați înțeles și-au făcut acasă și-au aruncat gunoaiele în marginea râului. Avem o comună mare și este greu. Acum, după aceste ploi, avem foarte mult de gosit iarba, fiind întinsă. Am început de ieri, s-au oprit ploile și cum dă soarele, imediat crește iarba. Sper să facem față. Anul trecut foarte greu am făcut față ierbii. Deci ploua, dădea soarele și automat iarba crește foarte repede.
și având zeci de kilometri de drumuri, ca să tunzi iarba pe marginea la zeci de kilometri, să mai tai și rugi și toaletări de copaci, nu poți să faci cu trei oameni minuni. Dar cât de cât am reușit să ne mișcăm. Ați mai avea nevoie, domnule primar, de specialiști la nivelul primăriei? Vă lipsesc anumiți angajați pe anumite compartimente? Nu știu. Da, spre exemplu, suntem într-un control acum AJPIS-ul. Am ieșit foarte bine, dar cu eforturi foarte mari. Am mai avea nevoie o persoană pe evidența populației, pe asistența socială, pentru că e un compartiment foarte dificil. Faptul că personalul a muncit foarte mult, chiar și de la alte compartimente și au sprijinit acest colega mea care se ocupă de acest segment, a făcut ca noi să ieșim foarte bine în urma controlului. Dar este greu. Este greu și nu este normal să stai într-un stres, să nu greșești, pentru că e volumul foarte mare de lucru. Una peste alta, să știți că personalul din primăria Peștișanii muncește. Avem, având atâtea proiecte, 16 proiecte în derulare, în lei vechi, sunt peste 900 de miliarde, adică numai Hărțogăraia, care o avem de la face documentație de bază, de la studii geo-ridicări, top, proiectanți, avize, para-avize, după aceea scos la licitație, că la liceu am scos la licitație proiectare, avem 160 de miliarde. Eu nu mai joc să fac proiectare pusă în execuție, facem proiectarea separat și după aceea ținem licitația pentru execuție. De fapt, pe 31 mai trebuie să fie gata proiectul, un proiect foarte frumos și am avut noroc să găsim, să câștige licitația niște proiectanți care chiar observ că își dau interesul. Mi-a plăcut de ei. Firma este din București. În general, la licitațiile astea nu au participat firme din Gorj, firme de proiectare. Am avut la fel licitația separată la proiectul la dispensar, care s-a finalizat proiectul, acum suntem în licitația pentru constructor. Înțeles. Un volum foarte mare de muncă pentru angajații primăriei comunei Peștișani. Am vorbit la începutul emisiunii despre faptul că păstrați tradițiile, obiceiurile. Ați încercat și ați chiar ați reușit să dezvoltați activitatea culturală la nivelul comunei. Știu că de Sfântul Petru și Pavel, de Sfinții Petru și Pavel se organiza întâlnirea. Da, bălciul de Sfântul Petru. Se organizează, după aceea mai avem în septembrie de Sfânta Maria Mică la Brădiceni, când era horă. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la prima horă și primul târg din localitatea Brădiceni. Pe vremea aia era oraș Brădicenilor. Și atestarea documentară provine de la împăratul Augustei, care a aprobat. Deci avem aprobarea de către împăratul Augustei a desfășurării unei hore și unui târg cu ocazia zilei de Sfântă Maria Mică. Și la sfârșitul lunii septembrie, Festivalul Răciturilor, care de anul trecut s-a mutat la Peștișani și aici va rămâne și în viitor. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Multă poftă în continuare și felicitări pentru ceea ce ați făcut în perioada aceasta. Mulțumim mult! Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei în Comuna Peștișani. Ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Peștișani, domnul Cosmin Picu. Eu sunt Daniela Gap și vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.